sport de aventură și nu e nevoie de experiență pentru a face o tură pe râu. Senzațiile pe care le trăiești în barcă atunci când vâslești tenea munte sau când te lași dus de curent sunt pline de adrenalină. Așa că dacă vreți o zi plină de aventură, trebuie să încercați o tură de rafting în care puteți admira și sălbăticia naturii. Raftingul ca și sport este perceput ca și un sport de extrem de către cei care n-au avut foarte mult contact cu el. Ce pot să spun eu este că este doar un sport de aventură, în care în orice sport de aventură există un risc de a se întâmpla ceva, dar datorită faptului că noi avem niște ghizi foarte bine pregătiți, cu niște cursuri în spate prin Federația Internațională de Rafting, suntem pregătiți de a preveni orice fel de accidente. Orice tură de rafting începe cu un safety talk ținut de un ghid autorizat, în care vă sunt explicate diferite scenarii ce se pot întâmpla în timp ce sunteți în barcă. Barca se ajunge să fie blocată de un bolovan. În cazul în care ajungem de-a latul pe un bolovan, toată lumea, o să zic, comandă toată lumea pe stânga, toată lumea pe dreapta. Ideea e că toată lumea trebuie să se ducă pe partea bolovanului, da? Deci dacă vine bolovanul aici, toți din barcă se duc pe partea aceasta, da? În weekend s-a deschis oficial sezonul, iar cei de la Asociația Română de Rafting au organizat o petrecere la care s-a dansat în costume de neopren. Este a doua zi, oficial, de când s-a deschis sezonul. Suntem pe râul Buzău, ne bucurăm de vremea frumoasă și abia așteptăm să vâslim. E exact cum trebuie, exact ce ne-am dorit, adică un pic de apă, e soare, e frumos, e destul de cald și cred că e primul an din ăștia 10 de când facem rafting, care ieri pe apă au fost, cred că 100-110 rafteri, 20 de caiaciști într-un concurs, adică ne mișcăm. E ce ne-am dorit. O tură de rafting pe Buzău costă în jur de 200 de lei. Organizatorii asigură echipamentul, costum de neopren, papuci de neopren, vestă, cască, pagaie și barcă, transportul de la baza de rafting din Valea Lupilor până la intrarea în apă și aproximativ 13 km plini de adrenalină. O tură durează aproximativ 3 ore, iar Buzăul, un râu de clasă 2-3, este cel mai spectaculos curs de apă pentru rafting din România. Acest sport se mai practică pe Jiu, Cerna, Nera, Olt, Bistrița sau Mureș. Sezonul de rafting se va încheia la sfârșitul lunii octombrie.